Nu știu, ceva de genul ăsta. Nu cred, da? Ok, la ultima e... Doamne feri! Așa e, mai superior. Aia nu este problema dumneavoastră, domnule. Aia e luna iulie. Până acum cam așa. Încă 20 de kilometri.
Deci o să ai gândit fără, că cea mai mare are 45 de hectare, da. Că s-a mai mâncat din mal, cam până în 45. Și restul? Între 16 și 10 hectare. Da. No? Și atunci câte hectare ai făcut? Câte hectare ai făcut? 100. 100? Și face și producție de aliment. Da. Nu vine. De fitofag. Numai. Numai fitofag. Noi crapul cumpărăm. Dar de ce? Pentru că e foarte greu de crescut. De ce? Pentru că nu poți să împingi și vestit sportiv cu crescut. Că nu poți să-l hrănești când trebuie. Și vestit sportiv pe fiecare? Da. Aproape. Una care o ținem pentru că tineră nu, dar e mică și crește mai mult fitofag acolo. Ne facem de vara întâi, îl facem de vara a doua, după care îl repopulăm mărești. Dar ce profund se poate face de vara asta? Eu nu sunt piscicultor. Da, dar poate. Să vă spună mai multe. Băgăm dacă am stăzi mici, ne trebuie 14 sătăne pană, de crap. Nu, nu. Eu aproape 30 sătăne bag în asta de 14 sătăne. Care se duce. Deci eu am o cantitate care este, se scoate într-o săptămână, să zicem, o tonă jumate, bagă până jumate, bagă până jumate, se bagă. Cantitatea aia o tot o am. O aveți pe timp, am zis constant. Dar să se prindă pe lume. Bine, dar nu-i cu bura și mă ia pe ăla. Cum? Nu e cu brafunatul și cu bura. Păi asta e problema. Asta este cea mai mare problemă, credeți-mă. Asta este. Nu s-a dezlegat niciodată șnurul ăla? Da. Modul e cum apasă jos strânge la un mod, greu ca am înțeles, e ca un mod de la pescărică, de la din ăsta. Aia dacă nu o tragi de jos, n-are cum să te despierte. Se întâmplă când îl ia și să se agață vreun pește și trage în jos. Dacă vă ridicați și... Am înțeles, imediat. Și face acolo din nou, am înțeles. Dar pe drum n-are cum, pe greutate acum apasă strânge. Am înțeles, acum am înțeles sistemul. Da, e foarte interesant. Eu chiar o să merge repede treaba, punctuale, puțini oameni. Nu-ți trebuie 100 de oameni, nu. Pui peștele într-un bip, cum se zbate peștele? Bineînțeles, se lovește, câte normal. 30 de kg și... Eu am, săptămâna trecută, am livrat câte 40 de tone. Săptămâna trecută. Da, vă dați seama câte manipulare, cât oameni, cât timp, cât... Problema e că să spui dezlegări, nu să spui. Dar dați și marfă? Da, cum? Adică dați și de consum, nu? Consum, asta să ia. Asta să ia. Avem livrare, nu? Așa sunt, așa cum se pune. Dar eu am cumpărat sistemul mai mare, știu? Și fac aici în 10 bărți o grămadă de cuiet, am producție la prea peste 4 tone la ăsta, știu? Și le fac mult cuiet, mare, fain. Și schimb cu consum. Am înțeles. E cu ce plasa lui de junium? Că nu mi-a zis de producție. Nu mi-a zis. Nu am în total 86 de hectare. 86? 86. Aproape 200 de hectare. A, 1,8, am înțeles. Și fac tot. De la reproducție, la consum, la puiet, la... Da, e foarte bine că... ...sportiv, s-a făcut tot timpul anului. Exact, s-a venit în fiecare zi. Păi de asta și noi facem. Și noi... Și noi facem... Da? Bună, domnul Beșteagă, spune-ți, dumneavoastră.